În ceea ce privește costurile, experiența mi-a demonstrat că este una din laturile problemei cele mai apreciate de cei care doresc să se lase de fumat sau doresc să nu aibă de-a face niciodată cu acest viciu. În continuare, vom combina puțină logică cu aritmetică bazală pentru a vedea efectiv catastrofa în care se va zbate consumatorul sau dependentul de tutun. Așadar, din datele pe care le avem, un consumator dependent va ajunge, în general, să fumeze undeva la un pachet pe zi. Asta înseamnă 20 de țigarete. Cunosc cazuri care reușesc să rămână pe termen lung la un consum de 8, 10, 12 țigarete, dar la fel de bine cunosc cazuri care ajung la două pachete sau mult peste. Asta înseamnă că o medie luată de 20 de țigarete pe zi ar fi corectă. Dacă luăm o medie de 19 lei per pachet, pentru a afla costurile pe o lună întreagă, va trebui să înmulțim cu 30. Și vom ști costul pe lună. Dacă mergem puțin mai departe, pentru a afla costurile pe un an întreg, va trebui să înmulțim această sumă cu 12 luni. Și vom ști cât costă pe an. Pentru a avea o imagine completă și corectă asupra fenomenului, nu prea se oprește nimeni la un consum de un an. Vom analiza cazul în care se ajunge la 25 de ani de consum. Asta înseamnă între vârsta de 15 și 40 de ani, mai mult decât realistic vorbind. Și ne va da o sumă care este de 171.000 de lei, ceea ce reprezintă consumul pe viață. Aceasta este suma pe care o plătește, de fapt, consumatorul de tutun în decursul unei vieți. Dacă mergem puțin mai departe, în multe familii fumează doi părinți și dacă mă duc la liceu, de multe ori tânărul îmi spune inclusiv eu. Dar voi analiza doar o familie unde fumează doi părinți. Și ne va da suma de 342.000 de lei. Ceea ce reprezintă suma pe familie, pe viață, per familie. Strict pentru impactul psihologic doresc să împărțim această sumă la 4,8, cât costă 1 euro. Și ne va da suma de 71.250 de euro. Acesta este costul real într-o familie unde fumează doi părinți. Oare în viața a două persoane cu venituri normale, ce reprezintă această sumă? Cu ce se poate compara? Ca să vedem exact ce se întâmplă. Se poate compara cu un imobiliar eventual, dar foarte greu tangibil în zilele noastre. Alimentele ca și costuri pot să treacă de această sumă și foarte, foarte rar utilitățile luate împreună. Altceva nu veți găsi nimic, ceea ce să coste mai mult în viața două persoane normale decât această sumă dată pe tutun. O altă analiză simplă pe care doresc să o fac este în ceea ce privește costurile pe o lună. Dacă înmulțim un pachet pe zi cu 30 de zile pe lună, ne va da suma de 570 de lei. Această sumă reprezintă din venitul minim net în România aproximativ 33%. Iar din venitul mediu net reprezintă aproximativ 20%. Tradus în viața reală de zi cu zi, ce înseamnă de fapt aceste cifre? Dacă o lună are 30 de zile, 33% va însemna 10 zile. Iar la cine câștigă, are venitul mediu pe economie, va însemna 6 zile. Traducerea acestui calcul este în felul următor. Fumătorul care câștigă salariul minim pe economie va lucra în fiecare lună 10 zile strict pentru a fuma. Iar cel care câștigă venitul mediu pe economie va lucra 6 zile strict pentru a fuma. Asta înseamnă că cel care câștigă mediu va lucra în fiecare lună o săptămână strict pentru fumuri. Dar trebuie să mergem și mai departe pentru a putea lua după aceea deciziile corecte. Și anume, dacă este să calculăm în fiecare lună o săptămână pentru fumat, iar în cazul în care câștigăm minim mai mult, dar vom lua 6 zile,
Asta înseamnă că în 12 luni vom avea 12 săptămâni lucrate pe an strict pentru a fuma. Asta înseamnă că vom avea 3 luni pe an strict pentru a fuma lucrate. Dacă avem o carieră de 30 de ani lucrați sau de 40 de ani lucrați, această perioadă se va duce către 10 ani. 10 ani din viața ta, din cariera ta, se vor duce pe fumuri. Cel mai probabil din cauza dependenței sunt foarte des întrebat de cei care contestă această teorie simplă, de altfel și logică, și sunt întrebat unde sunt milioanele mele, sau Ferrariurile, sau iahturile, sunt exact unde trebuie, nici de cum în fumuri. Este foarte greu pentru ei să-mi explice, pentru că îmi spun că nu pot pune acei bani deoparte niciodată, este foarte greu să-mi explice care este diferența dacă vei depune cei 19 lei pe zi în contul tău bancar, în loc să-i depui în contul chioșcului de unde ți-ai țigările. La sfârșitul perioadei de 25 de ani pe care am analizat-o, cu siguranță acea sumă va fi în contul tău, plus un pic de dobândă. Și o ultimă idee interesantă pe care vreau să o subliniez, la întrebarea mea, de ce fumez, este sinistru ceea ce mi se răspunde. De cele mai multe ori mi se răspunde, nu știu. Nu știu în acest caz înseamnă întotdeauna dependență.